Oare am putea sacrifica totul pentru muncă? Noțiunea de împătimit de muncă este foarte actuală pentru societatea Republicii Moldova. Din cauza dezvoltării economice lente, majoritatea populației este plecată peste hotare, circa 48%. 80% din ei sunt plecați la muncă în Rusia. Cei care rămân sunt nevoiți să muncească cu un salariu de 3.500 de lei sau să-și găsească un al doilea serviciu. Cel puțin așa fac tinerii specialiști care se încadrează acum în câmpul muncii. Eroul nostru, Dumitru Râpciuc, abia începe să urce treptele carierei sale. Nu dispune de protector bogați și nici de familie înstărită. Are doar serviciul său preferat. De 3 ani, Dumitru este frizer, dar nu unul obișnuit. Își coafează clienții în stilul animeului japonez. Ce sunt animeurile? Sunt desene animate japoneze. De regulă, nu sunt menite copiilor, ci adolescenților și maturilor. Iată de ce sunt atât de populare în lumea întreagă. Personajele anime sunt protagoniști din diferite povești, legende și istorii adevărate. Toate și-au ochii neferesc de mari, dar și coafuri ciudate. Părul personajelor anime poate să aibă forme din cele mai diferite și stranii, fiind vopsit în culori țipătoare. Anume, în dependență de culoarea părului poate fi determinat caracterul personajelor. Anume, în acest stil, în stilul anime, a încercat să-și verifice maestria frizerul Dmitri Râpciuc. Cel mai mare îmi plac schimbări permanente. Reagируют положительно. Конечно, многие удивляются, это непривычно, так как у нас в Молдове, в принципе, мастера особо не стараются удивить человека. Там văzut că ele sunt foarte interesante și creative și oamenii vreau aceste frizuri. Și n-am avut neînțelegere, fiindcă este așa un moment, dacă spui la om că asta este anime, și dacă îl aranjez ca la stil anime, el o să crede că da, el o să vede că da, asta este stil acesta. Dar dacă facem un pic, schimbăm, facem un pic mai clasic și nu aranjăm foarte creativ, asta devine o frizură pentru fiecare zi. Tânărul talent a început să-și facă o pasiune pentru desenele anime încă din copilărie. Îi se păreau neordinare și deosebite de alți oameni. Eu am mirat foarte tare când am aflat că foarte mulți tineri sunt pasionate de acest stil. Suna mie și spuneau, vreau frizură. De asemenea, considera neferești și frezurile acestor eroi. Își au părul aspru și răvășit, rebel, în toate părțile. То, что тут это не принято, не стоит этим заниматься. Это штука в плюс. И то есть надо как-то разгонять наше, может, креативное движение. Можно так сказать. Culorile părului scânteiesc în toate nuanțele curcubeului. Vernil, galben, albastru, verde. Ai impresia că autorii acestor desene nu prea sunt deranjați că în viața reală oamenii nu folosesc aceste culori pentru păr. Dar aceasta a și servit ca factor determinant pentru Dimitri. Ce căsează clasică, то есть там есть свои какие-то каноны и свои определенные законы. Тут же можно проявить какую-то свою фантазию, как-то можно развиваться. Când termina școala, Dimitri știa deja că va deveni frizer. Odată chiar a visat că lucrează într-un salon, după care a și decis să își încerce norocul în această artă. Un prieten al meu a vrut să-și schimbe frizura. Eu l-am îndreptat părului, a avut un fel de ceară pentru păr și am spus, hai du-te. Și noaptea asta am văzut un somn că lui, el a întâlnit cu prieteni și lor foarte tare a plăcut. Și ei au vrut să-mi plătesc bani, că eu să fac un fel de același aranjări din și. Și la următoare zi, el mă sună și spune că, iacă am întâlnit cu prieteni,
lor le-a plăcut foarte tare și ei vreau să-ți plătesc bani ca să faci lor ceva de acest fel. La 20 de ani, Dimitri Râpciuc terminase școala și intrase la Olimp să studieze psihologia. În paralel, lucra deja într-un salon în calitate de coafor. Către această perioadă reușise să participe la diferite concursuri specializate în arta aranjării părului în România, Ucraina, Rusia, dar și în Germania și Franța. Foarte des vorbeam cu mulți oameni și așa înțelegeam că ei dor să schimb ceva, dar nu sunt prea pregătite sau au o frică. Tânărul talent realiza însă că îi va fi dificil să își uimească publicul pretențios doar cu măiestria. Stilul anime i-a permis să ofere pe piață ceva nou pentru oameni, frenezia culorilor, combinarea incombinabilului. Arta frizurii pentru mine înseamnă tot. Să aducă la realitate un erou din desene animate a fost ceva asemănător cu o provocare pentru Dimitri. A început să-și aplice în practică stilul chiar pe prietenul său, care a îndrăznit să încerce noua experiență. Tânărul coafor a înțeles că trebuie să lucreze cu șuvițe de păr aspru pentru a crea o coafură anime, sau cel puțin să le facă aspre. La o frizură în stil anime trebuie să facem o textură uscată. Noi nu putem să facem asta cu gel, cu lac. Uneori nu ajung instrumente standarde al frizerului, ca farfici. Uneori trebuie ceva mai neobișnuit. De exemplu, briciul. Este unul din cele mai iubite instrumente al mei. În al doilea rând, o tunsoare în stil anime nu se naște doar de mixarea culorilor și formelor la întâmplare. Câteodată este posibil să realizezi o frezură anime combinând trei coafuri clasice. Trebuie să știi geometrie foarte bine, fiindcă o frizură care o să se aranjează bine, asta este ca construirea casei. Maestrul are nevoie de câteva ore bune pentru a crea o astfel de capodoperă. Se consultă cu clientul de fiecare dată înainte de a porcede la treabă. Aici noi avem frizură aproape clasică pentru fiecare zi, care se poate nu de aranjat deloc. Vlada poate să spele capul, nici nu se usuce cu fen și gata, ea o să aibă o frizură foarte frumoasă. Dar când ea are nevoie, ea poate să face așa ceva, așa o frumusețe, poate pentru un concert sau zi de naștere. Nu utilizează culori aprinse fără să aibă acordul modelului. Foarte mult, deoarece Dima e foarte bun stilist și fiecare lună pe sun și spune Dima, vreau o fură nouă sau ceva altă și mi place foarte mult în fiecare lună ceva nouă sau creativă. Просто так мы никому не сделаем волос зеленым или оранжевым. Мы всегда разговариваем с клиентами и готовим их к переменам. Și am mai însușit un lucru. Trebuie să lucreze mult. În afară de lucrul de bază, tânărul mai valorifică și alte posibilități. Doar are un salariu foarte mic. Atunci când nu asistă la lecții, de 3 ori pe săptămână își perfecționează măiestria în acest stil câte 12 ore fără întrerupere. Afirmă că nici nu vei găsi un stil mai bun decât animeul pentru a participa la concursuri și anume în acest domeniu nu vei întâmpina bariere în zborul imaginației. Eu cred că acum Chișinău este pregătit de frizuri în stil anime. Da. Fiindcă când am început lucrul ăsta a fost foarte greu să conving pe un om să face frizură un pic mai interesantă sau mai scurtă. Oameni cu greu se duceau la asta. Dar acum
Uneori vin oameni și spun că vreau foarte, foarte scurt, foarte creativ. Dimitri Râpciuc are o agendă încărcată în fiecare zi. Are curajul să combine lucrul cu studiile și nu se sinchisește să-și recunoască predilecția pentru muncă. Are nevoie de experiență prețioasă pentru a avea de lucru după terminarea facultății de psihologie. Anume pentru el, pentru lucru, tânărul coafor este nevoit să recurgă adesea la sacrificii. Vroiam să fiu cel mai tare meșter din Republica Moldova. Și pentru asta trebuiește mult timp. Și am lucrat, am certat foarte tare cu fetele cu care am întâlnit. De ce? Fiindcă la primul loc la mine a fost lucru și studii la cursuri de frizier. În ziua de astăzi, orice tânăr ambițios care își dorește să câștige mai mult este nevoit să lucreze la două servicii sau chiar trei. În cazul lui Dumitru este vorba de comenzi suplimentare care parvin de la amici și rude pentru petreceri și nunți. Primul sacrificiu făcut scopului său a fost despărțirea de femeia iubită, care era foarte geloasă pe lucrul lui și pe faptul că îi dedica cu mult mai puțin timp. Am certat foarte tare cu această Cate despre care am vorbit, fiindcă ea a fost foarte geloasă. Lucrez cu femei. Întâlnești cu foarte multe femei și trebuie să comunici cu dânsii și multe din ele sunt prieteni. Și nu se poate de lucrat ca un frizer și nu de comunicat cu femei. A urmat ceata cu cel mai bun prieten. Dimitri nu dorește să-și amintească de acea întâmplare, doar admite că motivul ar putea să fi fost invidia. Unul moment am pierdut unul prieten, fiindcă el tot a fost frizer. Și el nu putea să ține gândul că eu sunt mai bine decât dânsul, fiindcă am început să particip la concursuri creative și am câștigat la multe concursuri. Și noi foarte tare am certat cu dânsul și până în momentul acesta el încă lucrează în stare de frizer, dar noi nici nu vorbim. Al treilea sacrificiu constă în lipsa catastrofală a timpului liber. Iubesc foarte tare pe prima dirigintă mea de clasă și am vrut să vin la dânsa primul septembrie. Dar, din păcate, trebuiam să stau la lucru. Nu îi ajunge câteodată nici pentru studii, nici pentru dejun, prânz sau cină, fără să mai vorbim despre întâlniri cu prietenii. Eu încă la școală am avut aceste probleme. Foarte multe ori n-am dus la școală sau la universitate. Ca să vin să aflu ceva nou în lumea asta. În pofida tuturor acestor dificultăți, Dimitri rămâne fidel lui, lucrului. La următorul an vreau să plec la campionatul mondial. Peste 3 săptămâni eu merg la campionatul internațional la Kiev, dar asta... Asta e... Este la anima sau... Nu știu. Acolo, da, cred că în stil anime, fiindcă acolo sunt frizuri creative. Acolo sunt multe nominații, dar doresc să particip la frizuri creative. Pentru că cel mai mare îmi plac schimbări permanente. Are ambiții și visul de a dezvolta stilul anime Moldova, dar și să ia premiul cel mare la campionatul lumii preconizat să aibă loc în Kiev anul viitor. La întrebările scriitoare despre viața personală are un răspuns simplu. Lucrul meu îmi va da cu mult mai multe în viitor decât îmi repește acum.
E posibil ca anume eroii despre care facem reportajele noastre vor deveni cei care vor promova progresul. Sunt ambițioși, puțin strani și gata de orice pentru ceea ce fac. Important e să nu-și piardă idealurile. Sunt Ilinca Stâncă. Ne revedem în cadrul aceleiași emisiuni peste 2 săptămâni și pe site-ul nostru, aici tv.md. La revedere!